Fostul președinte Ion Iliescu este urmărit penal în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru infracțiuni contra umanității, respectiv reprimarea violentă a manifestației din piața Universității. Altercația de acolo s-a soldat cu decesul a 4 persoane și rănirea prin împușcare a altor 3, precum și vătămarea corporală și lipsirea de libertate a aproximativ 1000 de persoane. Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a anunțat astăzi începerea urmăririi penale în dosarul Mineriadei pe numele unor persoane pentru infracțiuni contra umanității, respectiv pentru reprimarea violentă a manifestației din piața Universității din 13 iunie 1990. Iliescu a stat în instanță aproximativ o oră și nu a dat nicio declarație presei. Însă Miron Cosma, singurul care a stat după gratii 11 ani, a declarat în luna martie, când a fost redeschis dosarul, că și-ar dori ca fostul președinte să facă închisoare pe viață. Nu a văzut nimeni și numai după ce eu am început demersurile pentru adevăr s-a aflat că de fapt minerii nu au fost pe 13 iunie 1990 în București, atunci când au fost omorâți 6 oameni. Ori minerii au venit cu un tren pus la dispoziție de Traian Băsescu cu 15 vagoane, un altul cu 7 și altul cu 4 vagoane. Deci au fost prea puțini mineri și nu atât de mulți cât se zice că au fost. Se fac confuzii între iunie 90 și septembrie 91 când minerii au venit în forță, declara atunci Miron Cosma. Alături de Ion Iliescu, în acest dosar a mai fost audiat și fostul director al SRI, Virgil Măgureanu.